angajament ferm din partea ministrului Agriculturii, aflat într-o vizită de lucru în județul Ialomița. Ministrul Agriculturii Adrian Oros a anunțat că toți fermierii afectați de secetă vor primi despăgubiri. Ministrul Agriculturii a afirmat că ne confruntăm cu cea mai puternică secetă pedologică din ultimii 40 de ani. Însoțit de deputatul Tinel Gheorghe, Adrian Oros a discutat cu fermierii ialomițeni din zona Bordușan-Vledeni, ale căror suprafețe sunt compromise aproape de 100%. Anul acesta traversăm niște momente foarte dificile. După cum vedeți, ne aflăm în fața blocului fizic 191, o suprafață de 40 de hectare, 30 sunt însămânțate cu orz, 10 cu grâu, sunt calamitate în proporție de 100% și ca această suprafață care vă prezint acum avem în jur de 70% pe toată suprafața administrativă a localității. Fermierii sunt destul de supărați. În fiecare zi oamenii își pun o grămadă de întrebări. Întrebarea cea de toate zilele ar fi în modul câți bani vom primi. Toată lumea se confruntă cu mari probleme financiare. Sunt linii de credite, sunt leasinguri, este arenda, va veni înființarea noilor suprafețe din toamnă, bani care ne sunt necesari. Anul acesta a fost un an mai deosebit, peste criza aceasta a evoluției pandemiei COVID-19, se suprapune și o secetă extremă și puternică. Spun specialiștii că în ultimii 40-50 de ani n-a mai fost o asemenea secetă pedologică. Sunt zone unde n-a mai plouat de până acum câteva săptămâni, de 6 luni. Lucrul ăsta s-a simțit în sol, s-a simțit în culturi. În țară sunt cam 2,9 milioane de hectare care au fost însămânțate, iar din ceea ce avem noi până acum centralizat, aproape 1,4 milioane sunt calamitate într-un grad mai mare de 40%. Aici la noastră, într-adevăr, am văzut, practic, discutăm de o grad de calamitare de 100%. Am spus încă de la începutul acestei perioade că vom oferi despăgubiri, de aceea am și dat acel ordin comun cu Ministerul de Interne. Era necesar să apară acea reglementare, în așa fel încât comisiile județene și locale să poată consemna care este dimensiunea pagubei. Până în 15 iunie trebuie să avem o sinteză a tuturor acestor aspecte pe județe, pe comune, pe fiecare fermier în parte, în așa fel încât să putem ști care sunt sumele pe care le putem aloca. Nu o să vă dau astăzi o sumă, nu vreau să creez nici expectanțe sau să dau prilejul la speculații, dar cu siguranță o să intervenim să despăgubim. Guvernul României, prin analizele făcute la Ministerul Agriculturii, pe bună dreptate, iau un calcul, un cuantum al despăgubirilor și o sumă totală, însă, dată fiind situația extrem de complicată în momentul de față, această sumă trebuie agreată și de Ministerul Finanțelor și în discuție cu primul ministru. Pentru că nu e o sumă derizorie, e o sumă extrem de importantă. Tot ce pot eu să spun în momentul de față și cu acceptul tacit al domnului ministru este că Ministerul, Guvernul, Partidul Național Liberal va aloca o sumă care va fi substanțială în economia globală a costurilor pe hectar cu producția. Adică dacă adăugăm la suma respectivă și subvenția pe suprafață primită și cu motorina etc., veți vedea că pierderile se vor elimina aproape de zero vor fi. Deci, din punctul ăsta de vedere, se ia în calcul această, se face această analiză. Dar cine poate să, cine stăpânește bine matematica, poate să și aprecieze, să estimeze suma, din ce v-am spus eu. Nu poate fi făcută încă public pentru că sunt discuții, să vedem cum arată rectificarea bugetară, cum va fi, cum stăm cu finanțele țării, etc., etc. Dar Ialomița are undeva la 3.000 și ceva de fermieri, dacă nu mă înșel eu, afectați, și undeva la 100 și vreo 30.000 de hectare, până în momentul de față, identificate ca fiind calamitate, în proporție de la 30% la 70%. Deci cam ăsta este calul, și peste 70%, 80%, 90%, 100%. Că ați întrebat dacă cei care au întors culturile primesc. Păi
prioritatea priorităților pentru comisiile de evaluare a fost să înceapă cu cei care solicitau întoarcerea culturilor și pe urmă s-a continuat cu ceilalți care au grade diferite de calamitate. Deci eu cred că aici lucrurile s-au desfășurat într-un ritm foarte, foarte alert și grație Ministerului s-a dat sarcină autorităților județene să lucreze și sâmbătă și duminică, ceea ce a grăbit foarte mult, a venit în sprijinul fermierului, pentru că altfel trebuia să aștept să-ți vină rândul și era o nevoie formidabilă, mai ales pentru cei care doreau să întoarcă culturile. Ministrul Agriculturii a dat asigurări că există la acest moment rezerve suficiente pentru asigurarea consumului intern de produse alimentare și că nu sunt semnale că vor crește prețurile produselor de panificație. Noi în anii buni, și noi considerăm ani buni, ani în care a plouat, pentru că, din păcate, suntem o agricultură meteodependentă pe puține sau pe o suprafață foarte mică. Avem un sistem de irigații care să permită să irigăm atunci când este nevoie. Producțiile erau undeva la 7 milioane jumate de tone de grâu și undeva la 14 milioane de tone de porumb. Anul acesta, ținând cont de dimensiunea și de suprafața care este afectată, din ceea ce spun specialiștii și cei de la Academie, producțiile vor fi mult diminuate, cel puțin pentru păioase și pentru grâu. Dar necesarul, știu că urmează de regulă următoarea întrebare, dacă o să avem pâine, necesarul pentru consumul intern va fi, cu siguranță, și o să avem grijă să fie. Noi monitorizăm încă de la începutul crizei și stocurile și ceea ce se întâmplă la rezerva de stat și ceea ce au cei din industria de murărit și panificație. A fost un incident atunci când, știu că oarecum neplăcut pentru unii, acea decizie de a suspenda pe o perioadă exporturile, în primul rând de cereale, dar am fost nevoiți să facem acest lucru. Când ne-am convins că vor fi suficiente rezerve până la noua recoltă, am dat drumul la exporturi. Sper că anul viitor să nu mai fim nevoiți să facem acest lucru, chiar dacă producțiile o să fie mai mici, pentru că am gândit acum și o să avem o schemă de creditare-garantare pentru cei din industria de morărit și panificație, astfel încât să poată să aibă contracte pentru toată perioada anului, pentru necesarul intern și să nu mai afectăm comerțul și cei care fac comerț cu cereale. Ținem legătura cu asociațiile din morărit și panificație, tocmai ca să știm exact ceea ce se va întâmpla. În afară de zona noastră și mă refer România și zona aceasta a Europei, se pare că în restul Europei și la nivel mondial, nefiind afectate de secetă, producțiile de cereale și de grâu, în special, o să fie mari. Sigur că noi suntem dependenți și de ceea ce se întâmplă la noi în țară, dar și de ceea ce se întâmplă cu această bursă a grâului la nivel european și mondial. Deci nu sunt semne că ar crește prețul la pâine. În condiții de secetă extremă, funcționarea sistemelor de irigație ar fi soluția salvatoare. Ialomița are o suprafață de 44.000 de hectare irigabile din cele 75.000 de hectare contractate. Ministrul Agriculturii a mai menționat că va continua programul național de modernizare a infrastructurii de irigații. Suntem obligați să-l continuăm. Știți cu toții că era o lege din 2016 prin care se reabilita toată infrastructura principală veche printr-un program de 1 miliard de euro. Sigur, asta în timp ce infrastructura secundară trebuia să se reabiliteze prin acele măsuri, inițial 125, iar apoi măsura 43, parcă, prin care organizațiile de udători să reabiliteze infrastructura secundară. Sigur, a fost o perioadă de 3 ani, 2017-2019, când s-au alocat pentru infrastructura principală aproximativ 170 de milioane de lei pe an, deci total insuficient. Lucrările s-au făcut, zicem noi acum, uitându-ne, făcând o analiză, nu întotdeauna de calitate și nu întotdeauna prioritizarea lucrărilor a fost foarte bună, pentru că nu întotdeauna lucrările făcute pe infrastructura principală s-au corelat cu lucrările făcute de către fermieri pentru infrastructura secundară și de aceea această capacitate mică de irigare, pentru că chiar dacă s-a introdus apa pe aproape 2500 de kilometri de canal, teoretic trebuia să irigăm cam 700.000 de hectare, practic irigăm acum 310-320.000 de hectare la nivel național. O să avem un kit de
așa am spus, o schemă de sprijin cu Ministerul Economiei pentru cumpărarea de echipamente de udare. Ca asta a fost încă una din cauze prin care nu s-a putut uda suprafețe mai mari. De asemenea, am identificat în programul POCU, la Ministerul Fondurilor Europene, 50 de milioane de euro, prin care încercăm să oferim sprijin fermierilor care lucrează cu sezonieri sau zilieri. Pentru că banii aceia urmau să fie folosiți la tot felul de cursuri sau alte sisteme de traininguri de pregătire, și am zis că e mai bine îi folosim pentru a veni cu niște măsuri active să dăm un sprijin financiar pentru plata acestor zilieri. În cele 75.000 contractate, 44.000 sunt irigate la această oră. Mai bine de 50, suntem la nivel național. Ialomița reprezintă 10% din perimetrul amenajat cu irigații care se irigă. Ce e un paradox este că, deși avem pe 250 de km apă pe canale în Ialomița băgată, în zona asta, culmea este că nu avem în zona asta. Și asta e urgență pentru noi, zona asta ar trebui, mai ales pe partea de infrastructură secundară și fiind și în prima treaptă de pompare, la asta va trebui să fie prioritatea priorităților pentru noi, să eliminăm această disfuncție cu impactul secetei. Nu e posibil ca pe malul Dunării eu să vin să spun că am secetă. Păi am pus să am secetă în treapta a șaptea de pompare, în terasa înaltă, la 150, 200, 300 de metri altitudine. Nu pot să spun că la 50 de metri altitudine eu am secetă. Deci aici e o chestie de prioritizare a investițiilor, ceea ce vă spunea domnul ministru, și a fost elegant, n-a vrut să vă spună că au fost AOI-uri care au primit finanțare pe 27 de proiecte și a spus-o la moțiunea simplă la Senat, și AOI-uri care, deși erau eligibile, n-au primit un cent, un eurocent, un leu finanțare. Asta a fost o chestie de, cum să spun, influență politică să se ducă într-o zonă. Păi, nu e posibil să te duci cu finanțarea exclusiv în zone în care impactul politic este, cum să spun eu, definitoriu. Sunt foarte mulți oameni în această situație, fermieri care ar putea să acceseze singuri asemenea măsură și să-și facă sistemul de infrastructură secundară fără să aibă nevoie de apartenența la un OAI, mai mult i-ar încurca eventual. Sunt foarte multe situații în care OAI-urile sunt exclusiv pe un singur mare latifundiar și ceilalți mai mici suferă pentru că, deși suntem în prima treaptă de pompare, cum este cazul aici, nu există un OAI, sunt cazuri, și noi nu putem accesa măsuri de finanțare, deși ne dorim și terenul este pretabil la o producție superioară față de alte areale. Fermierii au primit vizita ministrului Agriculturii cu entuziasm. Orice ajutor este binevenit pentru continuarea activității. Prezența ministrului în mijlocul fermierilor și mijlocul problemelor cu care se confruntă fermierii arată că ministru și actualul guvern nu se teme să dea piept cu problemele pe care le întâmpinăm noi, vorbesc de noi pentru că și eu sunt fermier, își asumă decizia, își asumă adevărul, își asumă situația de la nivel național, de la nivel de sud al României, acolo unde fenomenele extreme ne-au dus în incapacitatea de a avea o producție de grâu normală. Arată deschidere și arată că privește cu foarte mare seriozitate problemele cu care noi ne confruntăm. Sunteți fermier. În ce proporție v-a afectat dumneavoastră această secetă? În proporție de 70% la cultura grâului și în proporție de 50-60% la cultura rapiței. Cu aceste ajutoare, iată, promise de Ministerul Agriculturii, reușiți să vă compensați aceste pierderi? Orice ajutor venit, orice este în plus, e binevenit. Evident că nu poate compensa profitul și calculul pe care l-am făcut la începutul înființării culturii, dar perspectiva unui ajutor de la stat ne dă un pic de curaj și un pic de încredere că putem depăși aceste momente delicate. La fel de afectați, spre cum agricultorii, sunt și producătorii din industria creșterii păsărilor. Problema rezidă în creșterea costurilor de producție și scăderea costurilor de vânzare. Din punct de vedere al impactului financiar economic, este o situație relativ asemănătoare cu atunci, cu perioada aceea, anume scăderea prețului foarte mult la poarta abatorului, la limita aproape mult sub minus chiar a costurilor de producție, au crescut totodată și prețurile la furaje,
în același timp deci pierdem pe două părți, creșterea costurilor de producție și scăderea costurilor la vânzare. Concomitent, în țară au fost aduse din import, în special din Polonia, cantități mari de, carne de pasăre, care am înțeles că au fost făcute acțiuni în a preveni și combate calitatea și a verifica calitatea acestor produse. De aceea susținem că este necesar, imperios necesară protejarea prin diverse metode a producătorilor intern, cum se încearcă în toată Europa. De asemenea, o veche problemă, provenind de mult, provin într-o familie de zootehniști și știu cum au decurs modalitatea de funcționare a acestor ferme avicole, atât din punct de vedere sanitar-veterinar al biosecurității, cât și a modului financiar economic. Este imperios necesară apariția unui credit agricol, gen cum era legea 150, care de la 1 ianuarie 2010 nu a mai funcționat. Era un credit foarte bun, se subvenționa valoarea creditului, a fost de la 15%, a urcat la 12% până la 30%. Dacă nu se mai poate la nivelul acela, măcar la nivelul subvenționării dobânzii, pentru că nu putem să creștem pui de carne cu 10% dobândă la bancă. Pentru porc și pasăre, în afară de acel program de relansare privind reproducția, care o să încercăm să-l bugetăm pentru anul viitor, sunt două legi, atât la porc și cât și la pasăre. Chiar am aprobat-o recent, da, în Parlament. În așa fel încât să ajutăm puțin partea de reproducție, pentru că s-a constatat, sigur, tot în discuțiile cu mediul asociativ, că sunt foarte mari cheltuielile pe materialul genetic, adică puii de o zi sunt foarte scump și purceii care sunt cumpărați. Și că foarte greu apoi poți să-ți recuperezi sau să faci profit pe perioada de creștere, îngrășare la porc, dacă obții material genetic foarte, foarte scump. Și de aceea, una din măsuri ar fi să, pe lângă pachetele de bunăstare care va trebui să le prelungim și să le îmbunătățim, să ajutăm și reproducția noastră să vă obțineți aici în țară material genetic ca să nu vă coste. O să încercăm ca aceste greșeli care le-am observat și pe care le identificăm discutând cu fermierii să nu le mai facem și noi, să nu vă repetăm aceleași greșeli. Să încercăm să corectăm ce se poate acum pe parcurs în perioada de tranziție, dar cu siguranță în nou program național strategic să scriem niște măsuri mai aplicate, mai reale, care să ajute în mod real agricultura și când tragem linia peste 7 ani să nu spunem că n-am făcut aia. La nivelul județului Ialomița au fost identificate 130.000 de hectare compromise de seceta extremă. Cel mai probabil fermierii vor primi sprijinul financiar din partea Ministerului Agriculturii înainte de a-și înființa culturile de toamnă.